Salutare tuturor! Pentru astăzi am un unboxing de la Avon. Nu am foarte multe produse. Nu știu cum să țin cutia asta. Așa, o pun într-o parte, aici lângă mine. Vreau că vă aduc și pe voi un pic mai aproape. Nu știu de ce v-am dus așa departe. Așa. Nu știu că se vede din asta, dar sper să se vede. Vadă și din el. Așa. Haideți să începem. Nu ăla contează, ci produsele. Mi-am cumpărat și eu un... Bine, o să-l folosesc ca și gel de duș. Cu pepene. Roșu, cred. Da, pepene roșu. Logic că e roșu. Dar miroase... Nu pot să descriu mirosul ăsta, dar îl ador. Cred că e în ediție limitată, o să mai iau oricum. Îmi place mult mirosul. 250 de ml are. Așa, spuma de baie. Așa arată. O să vedeți în empty cum a fost. Da, sigur a fost super, 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 super. Mai departe... Ce am pe comandă? Un primer din ăla Shine and Oil Control Magix. Așa, nu am pe comandă acesta. Nu umblăm la el. Așa, aici cred că e o jetă pe comandă. A, nu, e ruj mat. Asta mie nu prea place, da? Nu, e tot pe comandă. Cred că l-a preferat. L-a preferat. Aici mi-am luat eu un primer de ochi, acel l-am mai avut eu mai de mult și mi-a plăcut mult. Și acum l-am văzut parcă la 12 lei, cam așa, și am zis că hai să mi-l iau. Așa, de la MAC. Și arată cremos. Nu are culoare, dar mie mi-a plăcut mult data trecută și hai să-l iau. Că am ăla de la Revolution, mai am unul de la... Ei, Avon, Oriflame. Eu tot le încurc deja, că auziți prin clipuri. Na, în fine. Așa. Și... Deci, hai să le iau pe ăsta. Asta e Like Beige. Da. Bine, pe wishlist-ul meu este cel de la MAC. Dar până atunci îl mai folosim pe acesta. Până ajungem la acela. Mai departe am o ojă pe comandă. Total Eclipse. Nu desfac, nu știu ce culoare e. Nu mai știu cine a comandat. Și erau pe spatele catalogului. Creoanele acestea erau la preț bun. Am 3 pe comandă. Unul parcă de buze. Da, ăsta e de buze. Ăsta e de sprâncene. Și ăsta e de ochi. Da. Mai departe, tot pe comandă, am și eu, de asta am și făcut unboxing-ul, am și eu ceva foarte frumos să vă arăt, dar îl lasă mai la urmă. Așa, mai am crema aceasta de tălpi cu lavandă și eu am pe asta, miroase super, da. Vreau să scuzați pe Jessie, dar în perioada aia ei. Și, din păcate, nu am reușit să o programez la sterilizare decât în 22 aprilie. Doar atunci poate. Doctorul să-i facă operația. Așa că, e umblături pe fundal. Da, ia pastile, dar nu avem ce să-i facem. Momentan, asta e. Da, suferă. Așa arată crema. M-a zis, am și eu, am șosete tot de la... Avon sau de la Oriflame, nu mai știu de unde le am. Am și, dar acum care le folosesc, cred că sunt de la Avon. Cele alte de la Oriflame le-am aruncat. Că sau nu, eu le chiar le folosesc. Mă dau cu cremă, le iau în picioare și stau peste noapte. Chiar are efect super, wow. Părerea mea, acum nu știu. La mine are efect. Am și un gel din acesta de duș. De 720 de ml, cu lăcrămioare, asta chiar e fain, mi-l lasă super fain. L-am avut și eu, m-am zis că nu mai iau cantități așa mari, deși mai am de 500, vreo două începute în baie și
tot încep. Deci n-am cum. Să-mi iau mamițe acum. Așa. Și trecem la șosețele. Acestea sunt ale mele. Așa. Pentru Paști. Deci cu iepurași. Haideți să le arăt. Superbe. Aici au iepurași albi. Uite dacă se văd. Nu vrea să arate. Ele sunt rozul ăsta așa frumos și iepurașii sunt albi. Așa arată, super faine. Ia aștept să le port. Iar aici am o pijama frumoasă. Adică o desfac. Nu am văzut-o decât în catalog, dar e frumoasă oricum. Tot cu iepuraș. Așa arată. O să-l întind pe pat să filmez mai bine. Somebody loves, love you. Foarte, foarte frumoasă. Eu mi-am luat o mărime a S, dar păi, e ok. Și pantalonii sunt foarte frumoși, așa, primăvăratici. Șansă. Numai buni pentru perioada asta. Ce va urma? Așa. Au material așa fain în ei. Numai că sunt un pic cam transparenți, dar nu. Vine căldura, nu mai trebuie să așa. Ce zice pe ei? Să vedem ce zice. Mărimea e, v-am zis. 36-38, adică... A, bine. Așa. Mai departe. Eu am crezut că se lansează. Uite ce mai am. A, ești inspirație pentru povestea pe care o scriem zi de zi împreună. Luna femeie este despre tine și ne dorim să îți transmitem cu această ocazie cât de mult te apreciem. Am ales câteva cuvinte simple pe care să le pui în ramă, și care să-ți aducă aminte mereu cât de special ești la mulți ani. Fie eroina poveștii tale. Ce frumos! Foarte frumos, mulțumesc, Avon. Am factura, dar mai am să vă arăt ceva. Eu am crezut că, asta încercam să vă zic mai înainte, se lansează un nou fashion day, dar i-au schimbat ambalajul. Dar nimic, l-am luat preț bun din Avon Magazine. Așa arată. Este exact la fel ca celălalt. Numai că i-au schimbat ambalajul. Sau cum o să duc în baie, că acolo mai am unul care s-a gătat. Nu de pe șenet, altfel. Și s-a gătat și atunci am... Așa, să dau asta jos. Mai am numai parfumul acesta care era și în pachetul de lansare, dar nu mi l-am luat acum. Numai parfumul ăsta îl vreau. Și atunci era separat el și l-am luat doar parfumul. Parcă 35 de lei a fost, cam așa ceva. Nu mai știu. Exact. Adică Little Black Dress Pink Edition. Și arată... I-am dat folia aia jos, că na, nu mai foșnesc atâta. Da, îmi place cum miroase. Arată așa. Știți că am și cel clasic black dress, și gold edition, și red edition, și acum pink edition. Trebuie să vă citesc din noul catalog câte ceva despre el. Must have pentru o petrecere cocktail. În nou catalog... Nu se putea fără asta. În nou catalog va fi 55 de lei. Și conține frezie, gardenie, mosc, alb. Interesant. Ce să zic? Miroase și super fain. Da, e așa mai de primăvară. Uh-huh.
Da, la cel negru zice pentru must-have, pentru întâlnire business. La cel roșu zice pentru o cină romantică. De că goldul nu l-am mai are aici. Nu, numai astea. Și așa arată nou catalog. Foarte frumos. Place. A, unul cu 55 de lei și oricare două cu 90 de lei, zice aici. Așa. Acesta este noul catalog, care, da, campania 4, care va ține din 1 până în 30 aprilie. Rujul acela care se lansează nou. Așa, și pe copertă avem serul acesta de, cu vitamina C, care eu l-ador. E la 33 de lei. Dacă cumperi, parcă la o comandare oricărui alt produs din broșură. Eu mai am unul, am unul în baie și mai am unul din vechea. Deci cum arăta înainte, știți că i-a schimbat ambalajul. Și mai am încă unul pe stoc, dar la prețul ăsta o să mai iau unul, clar. 33 de lei, nu-i de ratat. Așa, el fiind 60, 50, când nu mai prinzi așa la bine, la bine, la o fetă bună. Îmi place mult. Îmi place. Abia aștept să-l pot. Da. Da, eu am și project pen-ul, dar vă spun sincer cum mai folosesc și pe lângă. Nu, păi dacă tot intră în colecție. De ce nu? Nu, așa toate au fost produsele de astăzi. Nu, puține, dar nu cred că mai fac comandă și dacă mai fac eu personal nu mai cumpăr nimic și atunci n-are rost să mai fac alt unboxing. Ok, dragilor, bine. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag și până data viitoare. Bye, bye!